Prefectul Cristian Soare a fost cel care a prezentat scopul înființării acestui ghișeu unic. Cele mai importante obiective fiind reducerea costurilor, mai ales cele legate de deplasări inutile din partea acestor potențiali beneficiari în vederea obținerii de avize și autorizații, reducerea timpilor de așteptare până la emiterea unui aviz sau a timpilor de așteptare între avize, reducerea birocrației la nivelul instituțiilor implicate în procesul de emitere a avizelor și autorizațiilor necesare depunerii proiectelor europene. În acest sens, chiar mâine, prefectul Cristian Soare va avea o întâlnire cu conducerile tuturor celor 16 instituții care eliberează astfel de avize și autorizații necesare în completarea cererii de finanțare. Consiliul Județean Argeș, Direcția Tehnică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, Direcția Generală a Finanțelor Publice, Direcția pentru Agricultură Argeș, Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură, Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, Inspectoratul de Stat în Construcții, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Direcția pentru Cultură Argeș, Direcția de Sănătate Publică, Agenția de Mediu Argeș, Agenția Județeană de Îmbunătățiri Funciare Argeș, Direcția Județeană Sanitar-Veterinară Argeș, ITRSV Ploiești, CEZ, GDF Suez. Scopul întâlnirii este acela de a stabili în detaliu modul în care va funcționa ghișeul unic.